Focșa, Raionul Peleștete, destinația spre care noi suntem de la tine acasă. Astăzi ne îndreptăm cu drag, cu daruri, dintre cele mai frumoase, dintre cele mai alese și cel mai sincer la mulți ani care vor suna astăzi. Pentru cine? Pentru Nikita Koval, cel ce face doi anișori, un pui de om. Astăzi este sărbătorit în această localitate și noi, cei de la Surpriza la tine acasă, vă spunem bună ziua și vă salutăm cu drag din această localitate, cu oameni dragi și frumoși. Astăzi descoperim un omuleț frumos, ce face o frumoasă vârstă, alături de familia lui frumoasă, care sunt aici lângă el. Din păcate, un om foarte drag și deosebit. Tăticul este reparte și a apelat cu drag la Surpriza la tine acasă și ne-a rugat să venim aici cu daruri frumoase. Să-l felicităm, să-i aducem dorul și dragostea infinită acasă spre cel omagiar, astăzi când face doi anișori, astăzi când este sărbătorit, astăzi când vă invităm din nou alături de noi. Haideți să facem și aici emoții frumoase și surprize de neuitat. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Dar cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani! Nikita să trăiască și să înflorească, la mulți ani! Din nou Surpriza la tine acasă. Chiriz, urâtule! Venim în satul Bocșa să batem în portița altor oameni frumoși, la chip și suflet, care au sărbători. Astăzi venim spre Nikita, cel ce este sărbătorit, cel ce adună un alt anișor din vieții, cel de-al doilea. Frumos, fericit, alături de părinții minunați, de oameni dragi care îl iubesc. Și noi avem foarte multe daruri pentru el astăzi, dar vrem din suflet să întrebăm pe mămica, fiindcă Nikita este prea mic și încă nu înțelege ce, cam nu înțelege ce se întâmplă aici. El vede doar daruri frumoase, își dă seama că ceva este sărbătoare și își dă seama că e pentru el. Trebuie să mergem în spate, el să ne răspundă. Vreau să întreb pe mămica. Din partea cui venim noi și cine vrea astăzi să-i facă frumos? Eu nu știu de la cine. De la soț? Mă întrebați sau confirmați? Ori de la soț, ori de la naș. Opriți-vă la cine. Omuș iubire. Din partea soțului mă gândesc, da. Bine, hai să ne tragem foarte mult timp. Nikita deja devine nervos, că el o văd spune automobil acolo, așa? Așa și-l vreți să joace. Noi venim aici din partea celui meu minunat, cum și drag și dorit de voi, tată și soț. Este vorba despre tăticul care cu atâta dragoste și dor față de cel micuț, care știe că este astăzi sărbătorit, dar cu o durere profundă în suflet, că nu poate azi să-i facă el aceste surprize frumoase, aceste cadouri, dar noi cu atâta drag de oamenii frumoși și cu încredere din partea lui tăticu și cu încredere din partea lui tăticu, am cumpărat și noi produsele și darurile care a vrut din suflet să le facă el azi pentru copilul său. Deci cu drag am adus aici o tortă de sărbătoare delicioasă, dulce, minunată. Să o serviți și să o gustați cu drag din partea tăticului astăzi când este sărbătoare. Da, mulțumim frumos. Și cadouă pentru care se face atâta gălăgie aici în ogradă. Deci nu mai tragem noi de timp. Până a dat celelalte. Ia, să spune voi. Voi o magiară la alte sfântă. Așa e? Vitamine, dulciuri, sticluță de șampanie astăzi pentru cei mai maturi, desigur nu pentru el, micuț. Dacă am făcut bine să faci și l-am împăcat cel omagiat, am ajuns, da. Vă dați mai aproape, vă, așa. Am ajuns și la... I-a dăruit această minune care acum se joacă prin ogradă. Această minune de copil care i-a făcut viața frumoasă și lui și dumneavoastră.
Și totodată, cum zic eu, că atunci când suntem femeie, bărbat, adolescenți, copii, e una. Dar atunci când ajungem părinți, cred că viața ia o întorsătură la 360 de grade. Acest statut frumos de mamă și tată este ceva ce ne deschide o ușă spre o altă lume. Spre o lume care vedem fericire, dragoste, bucurie, o lume care ne cere foarte multe responsabilități, o lume care ne obligă să educăm și noi frumos cum am fost și noi educați și o lume care ne obligă să muncim foarte mult pentru ei. Și uitați-vă cum mai face și această lume și ceva dureros, cum zic eu. Lumea frumoasă mai deschide o ușă dureroasă care obligă pe unii din părinți să plece de acasă. Pentru un trai mai frumos, pentru un ban, pentru a oferi copiilor cele necesare, nu mai spunem surplus. Pentru că astea sunt vremurile în care trăim, asta este situația. Și el, cu drag, astăzi își cere scuze și vă spune că vă iubește. Își cere scuze că nu este cu voi și este departe. Și vă spune că vă iubește din adâncul sufletului și a zis așa. Când o să vin acasă, o să mă recompensez cu toate. Astăzi am vrut să-i fac fericiți, astăzi am vrut să-i fac să zâmbească, astăzi am vrut ca ziua să înceapă cu o surpriză minunată, astăzi am vrut ca copilul meu să fie împlinit, chiar fără să înțeleagă încă toată procedura ce se întâmplă aici. Și astăzi am vrut să-i spun mulțumesc și de mult o iubesc soției mele. Cu drag, din partea soțului dumneavoastră, cel mai bun. Deci noi din suflet îi spunem lui Nikita, la mulți ani, să crească sănătos, să crească fără primejdii. De frumos este extraordinar, este pochet. Are puterii, deja ai Nikita. Deja, vreți să aibă putere, răbdare, să-l creșteți. Să-l creșteți un om bun, să-l creșteți un om în viață. Credincios, cu valori frumoase, ce ați luat și voi de acasă. Și oamenii dragi care sunt pe lângă voi, nu știu, bunei, părinți, nași, nani, să se bucure de voi. Să vă întâlniți în ograda frumoasă. Și bunul Dumnezeu să vă ocrotească pe toți întotdeauna. Iar tăticul vostru să aibă putere, răbdare și să vină acasă. Iau ce minunății el așteaptă aici. Numai tata lipsește. Dacă aveți și voi să-i spuneți ceva, dar mai tare, bate vântul, cu drag priviți aici. Mulțumesc din suflet și ne este dor de el. Îl așteptăm acasă cu nerăbdare și îl iubim foarte mult. Când ai face și tata salut? Ia la tata salut aici. Salut, tata, Chivierit! Salut, tata! Salut, tata! Noi ne bucurăm de suflet că ne-ați primit, ne-ați deschis portița, că am adus o emoție frumoasă în ograda voastră. Vă spunem sănătate, sărbătoare frumoasă și pentru noi întâlniri. Sănătate multă! Mulțumim! Mulțumim și dumneavoastră din suflet! Atâta timp cât ne primește lumea, încercăm să facem frumos. Sănătate și o zi frumoasă!